Așa, mai departe. Proiectul 030010, cu privire la realizarea contractului de arendă cu gospodăreția Raniască Moldova Sură. Aici este vorba de... Măsile astea. Ia, da. Asta, vă rog. Comisia Cultură, este cineva? Comisia Cultură, doamna Elena? Ce-a spus comisia? Estimați colegii, putem vorbi despre ce este vorba. Noi avem o prescripție de la Agenția Națională Arheologică, în care suntem învinuiți foarte drastic despre faptul că terenul aferenței, zic eu, acestui sit, acestui monument care îl avem în satul nostru, de o valoare istorică și culturală foarte mare, deci statul a început să se întoarcă față la acest obiect pentru ca să găsească investiții. Și, prin, după 90 încoace, Consiliul a decis darea în arendă a suprafeței din 89, da? Darea în arendă a unei suprafeți de pământ, chiar la poalele sitului. Domnul Sul, acolo deține acest pământ, da. Este, nu mai este valabil contractul. Și eu am venit data trecută cu cer de continuare a contractului, noi am mai analizat până în prezent și venim cu rugămintea la dumneavoastră de permisiune de reziliere a contractului care trebuie să devină nu și acest teren să devină administrativ local pentru ca să fie valorificat în domeniul cultural. Întrebări. Sunt la vot. Care este terenul? Care este terenul? Împotrivă? S-a obținut?